partidă, în general, echilibrată. Cred că un rezultat echitabil, până la urmă, chiar dacă am fost echipa care a încercat mai mult pentru atac. Am dominat teritorial, dar n-a fost suficient ca să câștigăm. În ultima treime, n-am avut poate nici inspirația necesară, nici personalitatea ca să putem face mai mult. Asta este. Oricum, am felicitat băieții pentru că au muncit pe teren, atât se poate, sau atât s-a putut în seara asta. Mergem înainte. Am să pun două întrebări scurte. Prima, în pregătirea meciului, ați îmbrăcat echipa Petrolului? Da, nu m-am așteptat să joace Dumitriu fundaș dreapta. Adică credeți pe a doua? Nu? Da, am crezut că joacă a doua. Atât. Și a doua, să zicem, calitatea meciului a fost de prima ligă sau de a doua ligă? Asta dumneavoastră trebuie să spuneți. Eu spun părerea când o scriu dumneavoastră. Eu v-am întrebat care e părerea dumneavoastră. Eu de pe margine, în miezul problemei, mi-e greu să fac aprecieri de genul ăsta. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea. Cu toții suntem pretențioși, cu toții vedem fotbal de calitate la, Anglia, Germania, Franța, Italia, Spania și poți să continui cu multe alte. Și atunci, normal că suntem pretențioși. Din păcate, trebuie să înțelegem cu toții că România atâta poate. Mulțumesc frumos! Cu multă plăcere! Doamne ajută, la fel vă doresc! Ce s-a schimbat în a doua repriză față de prima? Pentru că repriza Iașiul a avut totuși câteva situații destul de mari de înscris și în a doua n-am mai fost atât de periculoasă. N-am mai fost, pentru că și Petrolul, cred că în a doua repriză s-a retras o idee mai mult. Deci nu i-am văzut atât de incisiv. În prima repriză au încercat niște contraatacuri, parcă au fost ceva mai incisiv, nu neapărat că au stat mai sus, dar au fost mai incisivi pe atac. A doua repriză au mulțumit doar să iasă sporadic. Părerea mea. Sigur, nu fac nimănui procese de intenții. Iar noi am încercat în a doua repriză. Am adus niște jucători pentru atac mai specializați, ca să spun așa, dar nu e suficient. Nu e suficient. Am încercat și anumite schimbări de sistem și dar nu e suficient. În ultimii 30 de metri e nevoie de mult mai mult. E nevoie de personalitate, e nevoie de ingeniozitate, inventivitate. Scuzați-mă, rog. Ce a pățit? S-a accidentat la în prima repriză. A avut o problemă musculară și n-a mai putut să continue. Și asta ne-a deranjat puțin sau ne-a dereglat puțin, pentru că am pierdut o schimbare și pe care mi-aș fi dorit să fac altă schimbare. Am fi venit cu un alt jucător care putea să facă mai mult pentru ofensivă, n-a fost să fie, vă dați seama, de la pauză gândisem altceva, dar așa n-am mai putut să mai... Dar asta nu înseamnă că e scuză, că dacă am făcut schimbarea, nu înseamnă că nu puteam face mai mult. Atâta s-a putut astăzi și pare rău, asta e. Trebuie să înțelegem cu toții, băieții au alergat, au muncit, s-au străduit, dar e nevoie de mai mult. Unde vreți dumneavoastră, în toată Europa și la cele mai mari cluburi, diferența o fac mijlocașii și atacanții, nu pot face fundașii. Iar cei care fac diferența, în general, costă foarte mulți bani. În România nu avem jucători care să coste mulți bani. E un rezultat pozitiv al patrulea meci consecutiv fără înfrângere sau negativ? Nu, neapărat, dar nu știu unde să-l cataloghez. Nu știu, n-aș putea să-l încadrez nici la pozitive, nici la negative. E un lucru bun că n-am pierdut al patrulea joc. Sigur, ne dorim mai mult, n-am reușit să câștigăm încă pe teren propriu, dar întâlnim echipe care au mai multă rutină, se vede, chiar și împotriva Botoșanului, se vede o echipă mai rutinată ca noi și de ce să nu recunoaștem? Vă spun un lucru acum care ar trebui să reflecteze toată lumea la el. Ultimii 5 ani la Iași nu prea s-a întâmplat nimic. Avem o gaură mare în spate, 5 ani. Nu e ușor să, după 3 luni, 4 luni, 6 luni, un an chiar, să acoperim acea gaură. Dați timpul înapoi și o să vedeți că așa este. 2 ani de Liga a doua, încă 2 de retrogradare și încă unul în care s-au salvat așa la mustață. Și sunt 5 ani. Și acum, după 5 ani, suntem din nou în prima ligă și ne dorim să batem cluburi de tradiție ca Steaua, Dinamo, Petrolul, CFR, Craiova și aș putea să continui. Cluj, CFR Cluj, am zis. Și mai sunt și alții. Rapidul. Da. Încercăm să ne batem cu ei cât reușim să vede sau vedeți și dumneavoastră. Când nu reușim, o luăm de la capăt și tot așa. Asta e fotbalul.